COVID-19 speciale la Deutsche Welle. Bun găsit! Aproape nu există branșă a economiei care să nu fi fost afectată de criza coronavirus. Nici experții nu pot da pronosticuri exacte în ceea ce privește evoluția economică pe termen mediu și lung. Persoanele care lucrează în strânsă legătură cu publicul sau chiar mai mult depind în carieră de relațiile sociale directe sunt poate cele mai afectate de criză. Printre ele se află și artiștii, mai ales cei liberi profesioniști. Vom vorbi în câteva minute cu Adrian Despot, liderul formației Vița de Vie, despre strategiile pe care le adoptă pentru a rămâne aproape de fani în aceste vremuri. Dar până atunci vă prezentăm cum ajută statul german artiștii. Franz Warpan este artist liber profesionist și cântă într-o formație rock. Următorul său concert urma să aibă loc la Berlin. Numai că acum clubul în care trebuia să cânte este închis. Din cauza coronavirusului, toate evenimentele au fost anulate. Am cântat acolo în octombrie anul trecut. Urma să cânt din nou anul acesta în diferite proiecte și formații. Numai că nu se mai poate. Nu cred că se va redeschide curând. Și sub aspect financiar, nu e bine. Baruri, cluburi, puburi, toate sunt închise la Berlin și mai peste tot în Germania. Franz pierde cam 1000 de euro lunar. Fiul său are doar un an și jumătate, iar iubita sa, Anne, nu mai poate lucra ca agent de vânzări din cauza crizei corona. O lovitură dură pentru tânăra familie. Wir haben eine neue Wohnung bezogen. Abia ne-am mutat într-un apartament mai mare, mult mai mare. De la 50 de metri pătrați, ne-am mutat în 92 de metri pătrați împreună cu fiul nostru. Dar ne va fi tare greu să-l plătim cu toate concertele anulate. În Germania sunt zeci de mii de artiști liberi profesioniști, cântăreți, actori, pictori. Criza i-a afectat în mod deosebit, fiindcă mulți nu au bani puși deoparte și sunt amenințați cu falimentul. Conform datelor actuale, peste jumătate dintre cei activi în domeniul artelor vizuale se așteaptă la o scădere cu 75% a veniturilor lor. 90% dintre ei au în calcul o scădere uriașă a încasărilor pe termen mediu și lung. Statul intenționează să-i ajute cu împrumuturi fără dobândă, scutiri de taxe și ajutor financiar direct. Fondul destinat artiștilor va fi de câteva miliarde de euro. Cererile pot fi trimise online foarte repede și nebirocratic. Desigur, serverele noastre sunt acum supra-solicitate, dar acest pachet de asistență este gândit pentru a fi acordat rapid. Nu vor trece săptămâni sau luni de zile până la procesarea cererii. Franz Barkmann și iubita sa s-au gândit deja să aplice online. Cu puțin noroc ar putea primi 14.000 de euro. O sumă cu care s-ar descurca binișor pentru o vreme. Staruri din toată lumea, Lady Gaga, Sting, Neil Diamond sau Paul Simon au regândit legătura cu fanii în această perioadă. Artiștii se reinventează de altfel mai mereu. Formația rock Vița de Vie a lansat recent un nou single numit 84-85, Muzica nu moare niciodată. Piesa este o interpretare proprie a unei melodii lăutărești. Lansarea fusese gândită cu totul altfel, dar pandemia de coronavirus le-a schimbat muzicienilor planurile, astfel încât single-ul a fost prezentat în premieră live pe pagina de Facebook a formației. Nu totul este atât de negru pentru artiști în această perioadă, spune Adrian Despot, liderul formației, care ne amintește că arta, de fapt, înflorește atunci când lucrurile din jur sunt grele. Adrian Despot, în exclusivitate pentru Deutsche Welle. Este o perioadă dificilă. În primul rând, pentru că trebuie să găsim un nou mod de a valorifica munca noastră. Veniurile sunt închise, concertele sunt interzise. Practic, 80% din business-ul nostru este în moment blocat.
În același timp, artiști fiind, cred că ar putea fi o perioadă extrem de benefică din punct de vedere creativ, pentru că întotdeauna artiștii au funcționat mai bine atunci când lucrurile în jur erau grele, nu atunci când lucrurile în jur erau bune. Să sperăm că această perioadă va aduce în viitor la o schimbare a paradigmei în care muzica se valorifica, muzica ajungea la oameni. O să vedem ce se întâmplă. Noi, de exemplu, la începutul anului plănuiam o lansare pe 18 martie, lansam un single nou și un videoclip. Din păcate, au intrat în vigoare noile reglementări și nu am mai putut face lansarea. Aveam două variante, să o amânăm pentru o perioadă viitoare când lucrurile ar fi avut să intre în normal, sau a doua variantă, care s-a dovedit a fi mult mai bună, am zis că păstrăm data lansării, păstrăm ora lansării, am făcut o lansare cu ușile închise, am filmat totul și am dat live pe pagina noastră de Facebook. Ce am reușit să obținem, de unde ne așteptam la cam capacitate maximă 1000 de oameni în acel loc din București, am avut peste 100.000 de privitori din toată lumea, nu doar din România. Deci până la urmă a fost, a fost o idee bună și zic lucrul ăsta pentru că fiecare piedică nu trebuie privită ca un drawback, ca o chestie care te împinge înapoi, ci fiecare piedică trebuie privită ca o, ca o provocare. Și dacă reușești să treci peste ea, vei reuși să urci și tu la un, să zic așa, alt nivel. Mă rog, acum legat de, de ce se întâmplă cu coronavirus, uite că noi am fost prima formație, cred că din lume, care deja de la începutul lunii martie, de la sfârșitul lunii februarie, la concertele noastre, aruncam în public niște măști de față, măști respiratorii. Le produceam noi într-un atelier, ele erau de bumbac și erau inscripționate cu logo-ul Vița de Vie. Și practic la fiecare concert aruncam măștile astea în public. Demarasem o campanie pe pagina noastră de Facebook care se numea Safe and Sound, în sensul că măștile astea sunt cadoul nostru pentru voi, purtați-le să fiți safe, iar de sound ne ocupăm noi ăștia de pe scenă. Statul român n-a fost niciodată un mare prieten al artei. Recent auzisem că s-ar putea propune un proiect prin care muzica românească difuzată pe radiouri să fie difuzată în proporție egală cu muzica străină, dar n-am auzit să se fi soluționat în vreun fel. Cea mai mare problemă a artiștilor independenți este lipsa asigurărilor de sănătate, de exemplu. În același timp, artiștii sunt cumva cum sunt copiii, proprii copii, mici. Și atunci când începi să-i crești, dacă faci tu totul pentru ei și nu-i lasă să facă nimic și îi răsfeți, atunci când ei vor fi mari și independenți, nu vor ști să se descurce în viață. Artiștii ar putea să se folosească de această perioadă, de exemplu, pentru a deprinde măcar o fărâmă din legea dreptului de autor, care le este total necunoscută, pentru că undeva cineva în istorie a greșit și a zis artiștii sunt aiuriți. Artiștii sunt zăpăciți. Artiștii nu sunt nici aiuriți, nici zăpăciți. Un bun artist este un bun profesionist, iar un bun profesionist știe, are noțiunile de bază despre fiscalizare, despre fiscalitate, despre asigurări de sănătate, despre salarii, nu mai zic de legea dreptului de autor, care este aproape necunoscută. Știți cum vremurile grele creează oameni puternici, oamenii puternici creează vremuri bune. O să mă opresc aici cu citatul. Sunt vremuri grele, trebuie să devenim acei oameni puternici care transformă vremurile grele în vremuri bune. Vremurile grele creează oameni puternici. Mulțumim, Adrian Despot, pentru acest mesaj. Noi ne revedem la Deutsche Welle mâine, dacă doriți, iar acum, 84-85, muzica nu moare niciodată. Noul single, Vița de Vie.
acasă seara peste cartier. Vine dimineața și totu-i la fel. Când se lasă seara peste cartier, mă gândesc la mâine, vreau să uie ieri. Of, lume, of, lume, of, lume, când pe vale, când pe culme. Când pe culme. Și totu-i la fel. Când se lasă seara peste cartier, mă gândesc la mâine,